Dacă cineva mi-ar fi spus când aveam 13 ani că voi da $1 milion într-un singur videoclip, nu doar că nu l-aș fi crezut, nici măcar n-aș fi știut cât de mare e suma. La acea vreme, $50 era mult pentru mine. Provin dintr-o familie simplă, dintr-un oraș mic din Carolina de Nord. Mai am un frate, educați doar de mama, nimic special. Și oricât de ciudat ar suna acum, când eram mic nu-mi plăcea deloc să fiu în preajma oamenilor. Eram foarte retras, dar în același timp și insistent. Iar atunci când îmi plăcea ceva, pur și simplu mă acapara în totalitate. Primul meu hobby care m-a captivat a fost baseballul. Nu voiam să fac nimic altceva. Numai că primul meu antrenament pe terenul de baseball a fost cea mai ciudată clipă din viața mea. Nu știam deloc cum să socializez. Eram foarte timid. Nimic în lume nu mă putea face să încep o conversație. Era imposibil. A doua mea pasiune a fost YouTube-ul. Era tot ce urmăream pe atunci. Îmi amintesc foarte bine un videoclip din acea perioadă în care unul dintre youtuberii mei preferați spunea că renunță la job și că va face bani doar de pe YouTube. Și asta era înainte să înceapă toată agitația din jurul vloggerilor. Mulți oameni nici măcar nu știau că se pot face bani pe YouTube. Așa că, după acel videoclip, aveam 12 ani pe atunci, totul s-a răsucit în capul meu și mi-am spus: stai puțin, poți face bani doar făcând videoclipuri? Mi-am zis: omule, e atât de tare, vreau să fac asta! Este una dintre primele mele amintiri legate de calea mea ca YouTuber. Priviți, oare nu e minunat? Sunt pe cale să am 9000 de abonați! Astfel de videoclipuri făceam când aveam 14-15 ani. Apoi, la vârsta de 15 ani, am fost diagnosticat cu boala Crohn, ceea ce a fost destul de greu. Aceasta se caracterizează prin inflamarea tubului digestiv și, deoarece acesta este inflamat, nu poate procesa bine alimentele. Plus că procesul în sine a fost foarte dureros. Se simțea ca și cum cineva ar fi trecut un cuțit prin stomacul meu. Ca urmare, nu puteam mânca cum trebuie și mâncam foarte puțin. Am slăbit de la 80 de kilograme la 63. Îmi amintesc această cifră pentru că a fost cea mai mică greutate a mea, iar la 1,90 m eram ca o crenguță subțire și fragilă. Abia mă puteam ridica din pat, nu aveam energie pentru nimic, nu voiam nici să mă duc la școală. Îmi uram viața de atunci, eram foarte nefericit. Poate că aș fi continuat să joc baseball la facultate, dar boala Crohn mi-a schimbat în mod sigur traiectoria și mi-am zis: în regulă, am terminat cu baseballul. Și atunci am devenit dependent de YouTube, eram obsedat. Timiditatea mea, faptul că nu eram deloc comunicativ, lipsa de încredere erau mari obstacole în dezvoltarea mea, însă realizarea de videoclipuri mi se părea mai ușoară, plus că îmi plăcea foarte mult. Da, nu eram foarte sociabil, însă adoram să fac videoclipuri. Eram singur, filmam toată ziua și am început să mă obișnuiesc. Îmi plăcea atât de mult încât nu-mi puteam imagina viața fără YouTube. Când am început, aveam un laptop foarte slab. Fratele meu îl primise de Crăciun. L-am luat și am început să-l folosesc. Nu știam să editez, nu știam să ajustez luminile și cum să reglez sunetul. Nu știam absolut nimic. Nu aveam echipament bun și nici banii necesari pentru a-l cumpăra. Pur și simplu am luat ceea ce aveam și făceam cu ce aveam. Important era ca acel videoclip să fie postat. În primii ani, nu am câștigat nimic pe YouTube. Trebuia să fii faimos pentru a face publicitate. Oamenii pur și simplu nu erau interesați de mine. Multe dintre primele mele videoclipuri erau penibile. Nu trecea o zi în care să nu mă simt prost din această cauză. Munceam din greu, însă simțeam că nu ajung nicăieri. Dar mă gândeam că, dacă o fac suficient de mult timp și cu regularitate, în cele din urmă voi reuși. Nu știu de ce am avut această mentalitate și nu am renunțat. Probabil pentru că îmi plăcea atât de mult încât nu mă puteam opri. Am fost mereu atras de această activitate. Nu știam ce altceva aș fi făcut dacă nu era YouTube-ul. Doar gândul că într-o zi voi reuși era suficient pentru a mă face fericit. Plus că nu voiam să merg la facultate. Scopul meu în liceu era să nu merg niciodată la facultate. Am crezut atunci că dacă aș putea face destui bani înainte de a absolvi liceul, aș putea renunța la facultate. Atunci mi-am dublat și chiar triplat eforturile pe YouTube și am început să câștig câțiva dolari pe zi. Apoi a trebuit să merg la facultate, însă am pus și mai mult accent pe YouTube. La cursuri nu mergeam, bineînțeles mamei nu-i spuneam nimic, așa că în timp ce eram la facultate făceam videoclipuri. Anume, în perioada facultății am fost cel mai motivat să fac YouTube. Am început să perseverez și lucrurile au început să se îmbunătățească. În cele din urmă, au început să apară abonații și am reușit să fac suficienți bani pentru a mă putea muta singur. Făceam aproximativ $1000 pe lună în acel moment.
Mă trezeam, lucram la video, apoi mergeam la culcare. Și asta era în fiecare zi. Iată, un astfel de regim hiperactiv aveam. Pe atunci videoclipurile mele erau prostești și durau foarte mult. De exemplu, într-un videoclip am numărat până la 100.000. Nimeni de pe YouTube nu mai făcuse așa ceva. Am numărat timp de 40 de ore. Așadar, să începem. 1, 2, 3, 4. Acest video a atras atenția multora. A fost unul dintre primele mele videoclipuri virale și atunci am realizat că dacă voi face astfel de lucruri neobișnuite, oamenii se vor uita la mine. 100.000. Atunci mi-am dat seama că dacă te implici cu adevărat și ești unic, nu ai cum să dai greș. Voi face lucruri pe care nimeni altcineva nu le va face, pentru că este dificil, iar oamenii sunt foarte interesați să le vadă. Bine, să trecem la lucruri mai interesante. Primul meu contract de publicitate cu un brand. Într-o zi mă sună managerul unei companii și mi-oferă $5.000 pentru un videoclip, ceea ce mi s-a părut o nebunie la vremea respectivă. Pentru un singur videoclip aș fi primit $5.000, dar am mers mai departe și am spus că vreau 10.000. El mi-a spus, nu, 5.000 este suma maximă, iar eu am zis, nu, vreau să iau 10.000, să ies pe stradă și să dau acești bani unei persoane fără adăpost. Iar el a spus, serios? Salut, omule! Fac un video pe YouTube. Acolo e camera. Ține, am aici $10.000 pentru tine. Să știi că e adevărat, nu glumesc. Videoclipul a fost grozav, omul străzii s-a bucurat, agenții de publicitate au fost mulțumiți, iar eu am fost fericit. Și, din moment ce acel videoclip a mers bine, am cerut din nou bani pe care iar i-am împărțit. Și apoi am avut o idee genială. Dacă iau banii din publicitate și îi voi da în videoclip, va merge bine și se va amortiza de la sine. Apoi voi lua banii de pe acel videoclip și îi voi da într-un nou videoclip, astfel încât voi crea un ciclu în care toate videoclipurile vor câștiga vizualizări, iar eu voi folosi brandurile pentru a ajuta oamenii și a-i face fericiți. Am fost șocat de această idee la momentul respectiv. Era ca și cum aș fi descoperit secretul succesului. În unele videoclipuri am donat peste $1.000.000. Unii ar spune că sunt nebun. Ceea ce însă trebuie să înțelegeți este că nu vreau doar să fac bani, ci îmi place să fac lucruri unice, dificile, nebunești, incredibile. Vreau să influențez oamenii într-un mod pozitiv și să-i fac fericiți. Așa că nu banii în sine mă entuziasmează, ci modul în care îi fac pe oameni să se bucure de noua mea idee trăsnită. Vedeți voi, nu aș fi putut deveni ceea ce am devenit dacă m-aș fi concentrat doar pe a face bani. Aveam o cu totul altă dorință decât aceea de a fi bogat și faimos. Și anume aceste obiective mult mai înalte și dragostea pentru ceea ce fac m-au adus la acest nivel. Asta m-a și ajutat să dedic atât de mult timp muncii mele și să nu mă epuizez. Zi de zi, an de an, am muncit din greu și bineînțeles tot acest efort mi-a adus o mulțime de bani. Viitorul meu ideal pentru următoarele câteva decenii este să continui să câștig $100.000.000 pe an. Iar apoi, când voi avea 50 de ani și voi avea $1.000.000.000 în cont, voi lua toți banii și voi deschide câteva mii de adăposturi pentru persoanele străzii. Asta e tot. Tot ce știu este că vreau să continui să ajut oamenii, iar asta mă face fericit. Mă simt bine când văd oamenii luminându-se, când văd oameni surprinși sau plângând de fericire. Este un sentiment care nu poate fi comparat cu nimic altceva. De aceea fac ceea ce fac.